Pe ordinea de zi a ultimei ședințe a Consiliului Local, Petroșani s-au aflat mai multe proiecte privind alocarea unor sume de bani. Toate acestea au fost aprobate, banii urmând a se îndrepta către premierea unor sportivi, organizarea unor concursuri sau competiții sportive. La inițiativa primarului municipiului Petroșani, domnul Tiberiu Iacobliții, Consiliul Local a adoptat o serie de hotărâri prin care se alocă sume de bani pentru sprijinirea organizării unor concursuri sportive sau de altă natură, precum și pentru participarea unor sportivi din municipiul Petroșani la diferite competiții de gen. Pentru organizarea concursurilor Cu viața mea apăr viața și Prietenii pompierilor, programate în data de 6 aprilie, consilierii locali au alocat suma de 2760 de lei. Alți 500 de lei sunt destinați sprijinirii participării echipei de handbal fete de la Colegiul Tehnic Mihai Eminescu la Olimpiada Națională a Sportului Școlar. În același timp, pentru premierea sportivei Sandu Sorina fiind repartizată suma de 3000 de lei. Pe de altă parte, 4000 de lei au fost alocați pentru organizarea ediției cu numărul 36 a unui concurs de matematică, alți 2000 de lei fiind destinați demersului Asociației de Ecologie Petro Aqua privind reclasificarea categoriei în care este încadrată în prezent Peștera Bolii.